Salutare, salutare! Hai să vă prezint eu, să vi le arăt, adică gogoșii mei pufoși, în plus cu finetii și cu gem de coacăze, super moi, super bune și ca gust. Ingredientele o să vi le las sub descriere, sub video, da? O să le las acolo sau o să le pun și în comentarii și o să le vedeți. Pentru că era târziu când ne-am apucat și acum noaptea o să fie pe la 12 și ceva să încar video pentru că sunt răcită și am făcut aerosol și așa că mai stau un pic. Hei, bună seara, ce faceți voi? Ce mi-ați cerut? Ca să mai filmez cât o să pot fac, acum și răcită, acasă, prins gripa. Am făcut aici niște pancove, dar ea nu mai mare. S-a lăsat frumos. A luat, o să vă las descrierea, ingredientele în descriere. Încă sunt foarte, foarte răcită și nu mai scăp. Vreau să fac niște pancove cu gem de... cum îi zice, coacăze, da? Și avem aici și finetii. Și aici avem formele. O să înting frumos și revin, că dușesc mult. Haideți că am făcut chestiuțele astea. O să pun așa pe blat, pe blatul de lucru niște făină. Ok? Și o să tai cam jumătate. Cred că mi-a rămâne jumătate. Oh! E greu cu răceala asta. Da. Uite, l-am frământat din nou. Ok, l-am frământat. Și o să tau cam jumătate. Uite ce fain e frământat. Ca să vedeți voi ce frumos e. Trebuie să fie un pic moale. Ok, uite. Ce găuri frumoase are. O parte las deoparte și cu ăsta la altă o să lucrez. Ăsta la altă las deoparte. Și facem o foaie așa un picuț grosuță. Ok? Și forma asta o fac eu. Cer scuze de voce, dar sunt foarte, foarte răcită. Motuz așa urâtă. Îmi fac și aerosol. Da? Vedem, să ne treacă. Întindem toată foaia frumos. Hai așa. Păi să lăsăm noi să mai crească după ce facem forme, dar vă arăt mai imediat. Hai să-l întindem așa. Un pic rusuț. În timpul ăsta, am uitat să vă spun, să pune și uleiul la înfocat. Eu mi-am pus uleiul la înfocat și vreau să-l fac. Cum suntem acum acasă, trebuie să grijesc și de soțul că a fost operat la picior. Am usunat și ceva când și-a rupt piciorul. Cei care ați urmărit canalul, ați văzut că au rupt piciorul. Acum s-a operat, i-a scos placa, tija. Îi mulțumim la Dumnezeu că e bine. A reușit și operația. Și atunci am zis că hai să filmez pentru cei ce m-au tot chemat pe canal. Da, avem chestiuța asta, hai să ne folosim de ea. Ok? Așa. Și imediat, rapid, rapid, foarte ușor. O să vă las și ingredientele. Eu am pus toate la oaltă ca să nu stau după ele. Și până și le gătăm pe fiecare. Ok? Mai am una aici. Cu aluatul rămas normal. Iar îl frământăm și putem face din nou. Da. Da, da. Așa, țăp, țăp, țăp. Lăsăm măcar 5 minute să crească. Care rămân așa, care nu s-o pun la umplut. Lăsăm măcar 5 minute și ele să-și facă treaba. După ce se un pic se dublează volumul, poți. Dacă vă grăbiți, puteți băga și mai repede. Lac nu are nimic. Da. Eu le-am băgat, nu mai stau, că nu am vreme să stau după ele. Deja e târziu. Ai mei au avut poftă de pancove și am zis, hai să fac. Mi-a făcut un ceai de mentă. Și am zis că stau pe aerosol și mi-au antibioticele. Și am zis între timp, hai să le fac ca o poftă. Da. Deci, uite, așa fain este. Nu știu cum se vede pe cameră. Dar sunt foarte faine. Deci, scuze. Oh, firar. Tusa asta. Mustră o domnul tusă. Deci chiar au ieșit foarte faine. Eu nu le-am mai lăsat să stea, că dacă le să stea, arată mai bine. Și cresc mult mai bine. Măcar 50 minute să stea pe masa de lucru, acoperite cu un prosop sau cu o folie.
și stau mult mai bine. Dați foarte faine și așa. Da? Lăsăm să se facă până le întoarcem. Aici am scos un ligenaj, punem un prosopel de bucătărie, le scoatem acolo să scurge plusul de ulei. Da, nu am așa bună voce. Am luat așa o căniță ca să le pot umple și când le umplu le tai pe lângă, știți? O să vă arăt. Hai să vă arăt. Am nu știu cu ce să fac mai mare, că n-aveam așa mai mare. Da. Bine, că se poate umple și cu siringa ca să bagi în interior. Trebuie să-mi iau o siringă. Nu știu ce am făcut, nu mai găsesc. Da. O să vedeți voi imediat, imediat. Așa. Uite, iarăși. Ce mai rămas alea făcute și uite cât de frumoase. Foarte faine. Nu știu dacă nu le-am ținut să stea. Că e bine să stea 5-10 minute, dar când te grăbești, na, pui ele în baia de ulei și ok. Uite acolo, Iki. Ceau, iubita! Deci, uite cât de cuminte stă ea. Da, foarte cuminte stă. Salută, oamenii, salută! Spune la prieteni, zăpa, pa, prietenilor! Zăpa! Deci, o punem a doua foie. Era să mai filmez, dar scuze. Deci, am pus a doua. Ok? Tragem, uite, așa. Pe lângă și cu asta mai micuț o să vin peste el, așa. Și rămâne înăuntru. Ok? Și le punem în ulei. Uite, așa rămâne. Da? Se vede oare? Sper să se vadă. Așa. Și le facem pe toate. Deci, uite așa. Să vă arăt. Am luat alt ahu. Hai să o întind un pic. Uite așa. Da? Unde am pus? Aici. Ups! Luăm afară și uite cât e de frumos, ermetic închisă. Da? Alta. Uite așa le-am tăiat. Așa. Obțin lucru puțin. Așa. Uite, e rapid, rapid. Eu nu prea stau de obicei la mâncare. Eu le bag toate, le combin și rapid să termin. Da? Uite, toate sunt închise ermetic, frumos. Ok, și mai am încă una. Sper să vă fie de folos, sper să vă placă video. Am zis că hai să postez dacă tot fac. De multe ori puteam pune și n-am făcut, vezi, dar na. Acum am zis că hai să-l fac pe seară la noi. Cât e ceasul? Of, scuze. 9:40, dați seama. La ora asta am pus să fac niște pancă. Vedeți, le băgăm așa în ulei. Hai să vi le arăt. Au. Așa frumos în ulei. Și o să vedeți ce fainez. O să vedeți voi cât de frumoase și gustoase. Să nu se ardă, văd și copilul meu aici. Da, deci a reușit. Uite, foarte faine. Ok. Să vă arăt și când se răcește înăuntru. Deci nici nu s-au desfăcut. După cum vedeți, nici nu s-au desfăcut. Sunt foarte faine. Aici încă mai am, aici vreau să le fac astea cu zahăr pudră. Ok. Așa, încă ard. Dar n-are nicio problemă. Să fac în descălduțe cu zahăr pudră. Și astea cu fineti. O să fie super, mega, mega bune, fetelor. Da. Pune frumos să-i... Ce vreau să vă spun? Și voi ați făcut... așa. Chestia, uite, acolo. Ridiche cu miere. Am făcut și eu. Ca să văd dacă m-aș la tusă. Atâta tusă, nu știu ce mai am. Am stors și aici lămâie cu... chestia asta, lămâie cu miere. Da, am făcut să scap de tusă. Așa, și am făcut un ceai de mentă, o să și vă arăt. Și un ceai de mentă, să stau și pe abur și vreau să și beau ceai de mentă pentru tusă. Pentru nenorocita asta de tusă. Așa, cu zahăr. Și astea am plus, am plus cu ce am uitat să vă arăt. Scuze! Asta e viața. Ce am uitat să vă arăt că am făcut cu fineti și nu m-am arătat când am umplut, dar o să fac un alt video sau vă faceți voi cu ce vreți umpleți iarăși. Am uitat să vă arăt că am umplut și cu fineti, da?
scuze. Deci arată foarte bine. Nu știu dacă, nu pot să le rup acum, dar o să le rup pe parcurs pentru că ardă. Ați văzut, e foarte bine ermetic închis. Ia, se vede cum au fost închise. Foarte mega, fain. Dar nu mai încape acolo. Mai bine, că nu mă încape. Uite cât e de fain. Deci nu, e nicăieri desfăcut. O să stea un pic, da? Ca să pot să le desfac, să le vedeți. Am lăsat și o poză, dar am zis că atunci hai să fac și un video să mă auziți. Deci vreau să spun. Deci moi sunt moi, da? Coapte sunt coapte. Uite, gemul înăuntru. I-am pus mai mult pentru că la soțul îi place cu gem mai mult. Deci se vede foarte bine scoapte. Sunt mega, mega bune. Răsfinia. Super fain ieșit. Și gemul e aici. Abia așa trebuie să vină soțul să pape. Lui place mult. Da? Deci se vede. Sunt foarte pufa. Puha moi, cum să spun și la voi. Da? Super bun. Dar cum ți se pare? Foarte bun. Îți place? Da, da. Deci el e după ele așa umplute. Mie și la copil ne place, dar mai mult goale. Deci fă să nu fie umplute. Așa umflate, fain și fără nimic înăuntru. El e domnul cu umplutura. Îți place? Da, da. Uite, are și așa și cu finetii, dar cu ce vreți voi vă puteți umple? O și veni, cum îți gata, gata, au venit după miros la bucătărie. Mirosul vine? Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, abonare, care este gratis și primiți în următoarele clipuri. Fiți binecuvântați, Dumnezeu! Pa, pa!